Bun găsit, o nouă ediție specială. Ați urmărit în prima parte a emisiunii noastre de astăzi la Cocktail. Ați revăzut, de fapt, interviul pe care l-am realizat în urmă cu câteva zile cu preotul misionar de la Biserica Sfântul Pantelimon a Spitalului Județean de Urgență Buzău. Am ținut neapărat să redifuzăm acest interviu și la solicitarea mai multor telespectatori, dar și pentru că situația nu s-a schimbat, pentru că în continuare numărăm persoane decedate din cauza acestui nenorocit de virus. În a doua parte o să vorbim despre situația din educație, iar în a treia parte vom discuta la modul general despre evoluția coronavirusului la nivelul județului nostru. Iar pentru prima parte îl avem la telefon pe șeful educației buzene, profesorul Ionel Meroșu. Bună seara, domnul general! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Ne aflăm la jumătatea săptămânii, să zicem săptămânii calendaristice, dar în penultima zi de săptămână școlară. Mâine este ultima zi de învățământ online. Ce se prefigurează pentru săptămâna viitoare este întrebarea la care așteaptă un răspuns ca pe pâinea caldă părinții, elevii și mulți alții. Toată lumea așteaptă răspunsul la această întrebare. Nu sunt în măsură să vi-l dau acum, pot doar să vă spun că așteptăm și colectăm de la unitățile de învățământ hotărârile pe care acestea le vor lua fie această după-amiază, fie mâine dimineață, astfel încât mâine după ora 2 să putem să le dăm aprobarea, avizul sau nu, pentru scenariul în care își vor desfășura activitatea săptămâna care urmează, săptămâna viitoare, 15-19 noiembrie. Exact în urmă cu o săptămână, tot joi era, când vă întrebam același lucru și ați spus și se contura acest scenariu care, iată, a fost aplicat săptămâna aceasta, cel puțin în cazul unităților de învățământ din municipiul Buzău, și anume orele online. Până în momentul de față, din datele pe care le-ați adunat de la școli, care ar fi trendul de această dată sau care ar fi opinia școlilor în acest moment? În primul rând avem ordinul de ministru de săptămâna trecută, ordinul comun, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, în care avem un articol nou introdus, 3 indice 1, care ne raportează la rata de vaccinare din fiecare unitate de învățământ. Dacă vor fi modificări la acest ordin, cu siguranță le vom primi și le transmitem unităților noastre pentru a lua măsurile și deciziile în consecință. Până atunci, suntem legați de rata de vaccinare din fiecare unitate de învățământ, mai nou, din fiecare structură, nu doar unitățile cu personalitate juridică, ci și unitățile care sunt arondate acestor unități, în funcție de rata de vaccinare, vor avea online sau prezență fizică, respectiv sub 60% vaccinați personal din unitate, didactic, nedidactic și auxiliar. Deci sub 60% avem online, peste 60% avem prezență fizică. Bun, deci se complică lucrurile pentru că se va lua fiecare situație punctuală, da, fiecare grădiniță în parte, fiecare școală, nu mai Fiecare vorbim de. unitate de învățământ. Bun, și până în momentul de față, eu insist, nu aveți niciun semnal, adică pe de o parte avem rata de infectare la nivelul municipiului Buzău la un nivel mult mai scăzut față de ce se întâmpla săptămâna trecută. Chiar Da. săptămâna trecută, și spuneam că fix în urmă cu o săptămână, chiar cam pe la aceeași oră, vorbeam de o rată de infectare de aproape 13 cazuri la 1000 de locuitori. Astăzi m-am uitat, e undeva rata asta scăzută cu mult sub această cifră, adică suntem sub 10 clar în municipiul Dar Buzău. nu înseamnă că este un indice, un coeficient care să ne bucure. Nu. Nu. Suntem departe de Corect. o țintă care să ne satisfacă într-o mare măsură așteptările, dar depinde de fiecare dintre noi și iată, acum avem posibilitatea să analizăm în fiecare unitate modul în care personalul din unitate, și didactic și nedidactic, au înțeles să răspundă acestei
să-i spunem, solicitări, necesități, cum vreți să o denumim, de a se vaccina pentru a desfășura orele cu prezență fizică. Sunt colegi de-ai noștri care au înțeles foarte bine acest lucru încă din primele zile, sunt colegi care n-au înțeles nici până în momentul prezent că vaccinul este cel care îl protejează în primul rând pe el, dar și pe cei din jurul său, familie, elevii din sala de clasă, părinții acestora și așa mai departe. De la momentul acesta în care s-a introdus noutatea cu rata de vaccinare ca o condiție de participare la cursuri față în față și până în prezent s-a constatat vreo creștere a numărului de angajați din sistemul de educație din județul nostru către vaccinare? Da. Înregistrăm o ușoară creștere privind rata de vaccinare, dar bifarea și contorizarea, contabilizarea acestor colegi care sunt vaccinați este făcută dacă sunt cu schema completă, respectiv cu vaccinul Johnson, corect, care se aplică o singură doză și după 10 zile, sau vaccinul celălalt Pfizer, dacă avem 10 zile de la cea de-a doua doză. Ori, acum avem colegi care s-au dus și au făcut prima doză și avem colegi care au aplicat cea de-a doua doză. Da, trendul este crescător. Încă trei chestiuni foarte pe scurt, domnul general. Știu că aveți foarte multă treabă, chiar dacă ora este peste program. Domnul general, tot legat de această rată de vaccinare, să zicem că săptămâna viitoare s-ar crea anumite premize de revenire în bănci. În municipiul Buzău, cam câte dintre școli, nu neapărat ca cifră, ci ca procent, ar putea fi redeschise începând de săptămâna viitoare, dacă este îndeplinită încă o dată această condiție cu rata de vaccinare de 60%? La rata de vaccinare de 60% pot fi deschise toate, dacă au peste 60%. Deci noi nu avem nicio unitate sau nicio școală, grădiniță, sub 60% rată de vaccinare, înțelegem. Nu. Am spus așa, la rata de vaccinare. Iar dacă rata de vaccinare este sub 60%, nu se deschide niciuna. Am înțeles. Aici intervine această chestiune legată de faptul că este luată fiecare școală sau grădiniță în parte. Mai mult decât atât. Și fiecare structură, adică fiecare școală care nu are personalitate juridică, dar este coordonată de o altă unitate. Bun, și atunci întreb și eu, în condițiile astea e posibil să avem în continuare, săptămâna viitoare, ore online în municipiu, dacă nu avem rata de vaccinare îndeplinită? Da, este foarte corectă observația dumneavoastră. Dacă nu avem îndeplinită condiția de rata de vaccinare peste 60%, unitatea respectivă rămâne în online. Bun, pentru că noutatea este asta legată de unități de învățământ cu personalitate juridică sau separat. Deci a venit ceva de la minister între timp prin care s-a precizat, domne, că fiecare unitate de învățământ, adică fiecare școală, fiecare grădiniță, fiecare liceu în parte, chiar dacă ține de o altă structură, de o structură mamă, da, trebuie să aibă rată de vaccinare de 60% pentru a redeschide. Exact. Și este posibil ca unitatea cu personalitate juridică să aibă rata de vaccinare sub 60% și să rămână în online. Da. Și o structură, o grădiniță care aparține, da, de această unitate sau o școală cu clasele 1-4, cum avem în rural, să aibă rata de vaccinare peste 60% și să facă orele cu prezență fizică. Bun, iar la HD-ul de pildă, unde rata de vaccinare este de 90%, dacă nu mă înșel, e pe, da, personalitate juridică? Da. Am înțeles. Și are și alte structuri, grădinițe și așa, nu, mai departe. Nu are nicio structură colegiul HD. A, am înțeles. Dar acolo se va învăța, gen, adică dacă... Cu siguranță, la rata de vaccinare pe care o au, vor întruni Consiliul de Administrație și vor trimite decizia... Nu, că înțelesese mai devreme că n-ar îndeplini nicio unitate de învățământ rata asta de vaccinare în municipiu, de asta zic. A, ba da, sunt unități care au peste 60%, cum sunt și unități care au sub. Bun. Vor mai fi ceva precizări de la București în tot acest context? Așteptați ceva și de la Ministerul Educației? Așteptăm eventuale modificări pe care ar urma să fie luate, le-am văzut în presă, și care se referă la rata de incidență de
3 la 1000 dintr-o localitate, sub această rată de incidență, urmând ca activitatea didactică să se desfășoare cu prezență fizică, chiar dacă rata de vaccinare este sub 60%. Am înțeles. Și rămânând urmează să vedem. Când primim documentul, transmitem unităților și îl implementăm. Da. E într-adevăr de așteptat o decizie și mâine ar trebui să știm cu toții încotro o luăm, pentru că e firesc acest lucru, dar din câte înțeleg eu s-ar putea ca și săptămâna viitoare să avem ore online, cel puțin pe municipiu. Ultima mea întrebare, domnul general. Vă rog. În perioada aceasta până astăzi, în școlile unde au fost reluate cursurile față în față, dacă au mai apărut cazuri de coronavirus și cursuri suspendate din cauza aceasta? Nu. Deci nu a mai existat. Nu am avut nicio solicitare de genul acesta. E îmbucurător. Nu ne culcăm pe urechea că nemai având astfel de confirmări înseamnă că pericolul a trecut. Nu. Regulile la fel trebuie respectate în continuare în unitatea de învățământ și încă o dată folosesc prilejul pe care mi l-a oferit. Să-i rog și să îndemn pe colegii din toate unitățile de învățământ să se vaccineze. Este singura cale care poate să ne ducă la o ieșire la liman din această situație. De altfel, înțeleg că acest apel a fost făcut chiar de către medicii epidemiologi de la DSP într-o ședință care a avut loc săptămâna aceasta. Apelul către directorii unităților de învățământ ca la rândul lor să facă încă o dată acest mesaj către angajați să se vaccineze. Sigur, am avut astfel de întâlniri. Sunt organizate și la nivelul fiecărei unități de învățământ cu sprijin din partea DSP-ului, tocmai pentru o mai bună informare, o mai eficientă informare și prezentare a acestor aspecte. Vă mulțumesc, domnul general, pentru toate aceste precizări. O după-amiază plăcută în continuare. Rata de infectare la nivelul județului nostru, dacă tot vorbeam despre cifre, este în momentul de față la nivelul 6,30 de cazuri la 1000 de locuitori, o scădere destul de importantă în ultima săptămână, dar dacă e să luăm pe localități, pe comunități, situația nu este atât de bună. În continuare avem probleme la Ulmeni, unde rata de infectare este de 12,75 de cazuri la 1000 de locuitori. La Săpoca avem 10,94 de cazuri la 1000 de locuitori. Poșta Călnău 10,38, Braza 9,55, Mărăcine 9,22, Pârscov 9,16, Pietroasele 9,05, Cilibia 9, Berca 8,82, municipiul Buzău, iată, 8,50, în condițiile în care săptămâna trecută vorbeam de o rată de 13 cazuri la 1000 de locuitori. Vernești 8,43, Cernătești 8,12, Stâlpu, haide să vedem așa pe paliere. Stâlpu, Merei, Tistău, Măgura, Săhăteni sunt curate peste 7 cazuri la 1000 de locuitori, inclusiv Bălăceanu, iar între 6 și 5 avem Valea Râmnicului, Vâlcelele, Sărulești, Țintești, Padina, Podgoria, Amaru, municipiul Râmnicu Sărat, Vintilă, Vodă, Murgești, Lopătari. Da. Bună seara, domnul prefect. Bună seara. Am ținut înainte de intervenția dumneavoastră să fie datele concrete și să îmi justific titlul din această a treia parte a emisiunii. Și anume faptul că rata de infectare a scăzut. Este un lucru pe care nu-l poate contesta nimeni. Pe de altă parte, în urmă cu două zile am avut acea discuție cu privire la sistemul sanitar care în continuare suferă de o presiune uriașă. Însă sunt multe aspecte sociale pe care ar trebui să le discutăm și înainte am avut un dialog cu șeful educației buzene, profesor Ionel Meiroșu. Vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că știu, este foarte mare introducerea pentru întrebare, dar ăsta este stilul meu, nu perfect, asta este. În urmă cu două săptămâni ați militat pentru școli online, s-a întâmplat lucrul acesta săptămâna aceasta, iar acum, evident că vă întreb, cum ați vedea dumneavoastră situația începând de săptămâna viitoare?
De unde să încep? De la veștile bune, de la veștile rele? De unde doriți dumneavoastră? Hai să o zic pe aia, hai să o zic pe aia rea care încă mă îngrijorează, ca apoi să începem să discutăm optimist. Vă rog. Vestea cea mai rea este că în ultimele două zile am avut 27 de decese, care reprezintă recordul de când a început pandemia acumulat pe două zile. Deci situația în spitale. Dar am avut și zile cu 21, cu un număr de 21 de decese, să știți că am avut. Și zile. Da, așa este. Da. Așa este pe, vă rog. Pe 27, cred. 26 sau 27. Față de această situație gravă, îmi mențin în continuare rezervele și fac apel la absolut toată comunitatea să fim atenți în continuare și să ne luăm toate măsurile ca să putem să avem șanse să ne reluăm cât mai curând viețile normale. Bineînțeles, vreau să mulțumesc întregii comunități buzoiene, mai ales din municipiul Buzău, care a înțeles momentul greu și acest sacrificiu de a mai rămâne o săptămână în online și le mulțumesc instituțional și în numele sistemului medical din județul Buzău. Adevărat că se pare, pare a fi momentul să încercăm să ne reluăm viețile. Eu astăzi am făcut un apel la transparentizarea deciziilor din consiliile de administrație și am rugat ca votul din Consiliul de Administrație să fie postat pe site-urile fiecărei unități de învățământ. În ce sens? Să știe absolut toți copiii, toți părinții din acea școală de ce acea școală a rămas în scenariu fizic sau în scenariu online. Adică, câte cadre didactice din Consiliul de Administrație au votat, câte pentru, câte contra, câți reprezentanți ai părinților, câți reprezentanți ai autorităților locale. Cred că avem nevoie de acest exercițiu de transparentizare. Bun, da, bine, aici fără nume, evident că intervine GDRP-ul. Fără nume, sunt de acord, fără nume, bun. Da. Bun, e și ăsta un exercițiu foarte bun, da, de transparență, corect, adică să vedem încotro ne gândim, pentru că nu putem să acum să dăm un verdict, bă, uite că ea n-au vrut, ea nu s-a mulat sau... Dar vom avea o realitate sau un tablou complet al deciziei. Corect? Bun. Da, asta e ideea, da. Bun. Mergem mai departe. Încă o dată, vă întreb, cum ați vedea dumneavoastră situația de săptămâna viitoare? Eu simt că comunitatea își dorește să începem să ne reluăm viețile. Asta simt. Dacă săptămâna trecută am simțit că pot cere comunității să stăm o săptămână online, eu simt că acum comunitatea își dorește să ne dorim să reluăm viețile. Bineînțeles că eu sunt alături de sistemul medical și depun toate eforturile mele și știți foarte bine, poate ați aflat că aseară m-am zbătut să găsesc sponsorizări pentru două concentratoare. Azi am fost la Zmeieni și sunt niște condiții senzaționale. E o surpriză extraordinar de plăcută pe care am avut-o. Spitalul Zmeieni și comunitatea de acolo merită toate laudele pentru nivelul la care au adus acel spital. Da, să știți că, bine, e bine că în calitatea asta de prefect ați apucat, adică ați reușit să aflați asta, dar știam de mult faptul că spitalul din Smeieni este un spital etalon chiar la nivel național. Atenție! Eu nu eram pregătit pentru o astfel de surpriză plăcută. Ieri am avut o zi grea, cum să spun, am fost apăsat toată ziua de acel val de dimineață de prezentări cu simptome grave în SJU. Cum să spun, m-a dat puțin peste cap ziua de ieri, dar azi mi-am revenit la Zmeni. Ați început să intrați în spitale, domnul prefect? Am fost la Zmeieni cu ocazia evenimentului de ziua veteranilor din teatrele de război. Nu, eu mă referam la Spitalul Județean de Urgență. N-am avut curaj deocamdată. Am înțeles. Nu, întrebam, să știți că nu e o critică. Da, aș vrea să fac o precizare. Mi-a scăpat o eroare și e important să o recunosc. Am afirmat că pe holurile zonei PESA sunt paturi pentru bolnavi COVID. Vreau să rectific. Sunt paturi, dar nu sunt pentru bolnav COVID. Sunt paturi de prezentare normală la UPU. Da, mă rog, cred că acolo a fost o scăpare, adică nu a fost o chestiune intenționată de a extrapola sau de a exagera situația, ci doar de a
dau un tablou concret că fizic sunt și pacienți care se află pe acolo în momentul de față. Da, într-adevăr, nu sunt cu COVID, că nu avea cum să fie cu COVID, pentru că aceia ar trebui să fie undeva în saloane mai izolați de zona asta. Dar este, face parte acest lucru, această problemă face parte din problemele care vin în spatele evoluției COVID și a faptului că în continuare avem un număr mare de pacienți cu forme severe, forme grave și care trebuie tratați. Din păcate, așteptările sunt că vor mai fi decese multe în zilele următoare. Mă uitam, domnul prefect, DSP-ul ne dă, bine, fără nume evident, caracteristicile în cazul fiecărui deces. Într-o majoritate covârșitoare, e un amănunt pe care l-am spus de la începutul pandemiei și de la primul deces. Și până la ultimul care ar fi 740 și câți, domnul prefect, astăzi. Imediat ne uităm. Ideea este că în majoritate vorbim despre pacienți care aveau comorbidități. Asta nu înseamnă că ar fi trebuit să moară acum. Pentru că, așa cum ne spuneau și cei de la Gârla săptămâna trecută când am mers acolo, medicii, asistenții, au venit niște oameni care aveau într-adevăr comorbidități, dar care aveau boli pe care puteau să le ducă an bun de acum încolo. Da, și eu am experimentat iarna trecută pe propria mea persoană treaba asta. Și cum a fost? A fost îngrozitor. În a 21-a zi de la infectare, într-o sâmbătă după amiază, deși mă consideram a scăpat, practic, într-o sâmbătă după amiază, într-o jumătate de oră, simțeam că următorul pas este să-mi pierd cunoștința. Am chemat ambulanță, am ajuns în UPU și am fost stabilizat în UPU cu perfuzie de manitol. Cam în 7 ore m-au repus pe picioare, dar m-a speriat îngrozitor. Și atenție, eram în a 21-a zi, deci probabil că a fost o amplificare a unei afecțiuni cervicale despre care știam. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, și am vorbit cu mulți, inclusiv cu cadre medicale, cu medici, cu oameni care sunt în prima linie, dar și cu oameni simpli. Să știți că pe lângă simptomele de bază ale acestui COVID, modul în care au evoluat bolile în fiecare caz în parte nu seamănă. Ba la 2 zile, ba la 5 zile, adică niște rupturi din asta de ritm, în sus, în jos, o chestie absolut imprevizibilă pe care specialiștii au constatat-o și au spus că nu s-au mai întâlnit în cariera lor de ani buni cu o evoluție din asta absolut imprevizibilă. Și uneori COVID-ul ăsta atacă, și anume când nu te aștepți, adică gen pacientul se ameliorează și dintr-o dată la polul opus. Și da, din păcate, pierdut, da. Și din păcate în multe situații, 749 m-am uitat de decese, da, de la începutul pandemiei în județul nostru. Și din păcate mulți, iată, sunt. Și voiam să spun, domnul prefect și dragi telespectatori, ne-au murit și ne mor bătrânii mai devreme. Dar, pentru că sunt în majoritate persoane de vârsta a treia. Dar mor și persoane de vârsta a doua. Mor și persoane tinere. Au murit și, din păcate, se întâmplă lucrul ăsta. Trebuie să învățăm ceva din lucrul ăsta și mă bucur că trebuie să vorbim și de optimism până la urmă, pentru că trebuie să ne revenim și noi. Să ne revenim, cum să zic, din nou, deși e pleonasm, pentru că am mai trecut prin asta, dar atât de grav cum a fost acum, nu a fost niciodată. Cu toții ne dorim o viață normală și să trecem peste toate aceste traume pe care le-am trăit. Dar ar fi bine să și învățăm ceva din toată tragedia asta. Mi-ar plăcea să învățăm ceva, domnul prefect. Eu mi-am făcut niște proiecte pe termen scurt, mediu și lung. Dacă nu va fi cazul să le implementez eu, le voi lăsa spațiului public și comunității buzoiene.
Am început discuțiile cu domnul președinte Neagu despre ceea ce propun eu ca idei în draft și mâine o să am întâlnire și cu domnul Damian și cu domnul Gavrilă de la Consiliul Județean, secretarul județului, pentru a începe să ne punem pe hârtie gândurile de viitor. Dar toate lucrurile astea nu sunt atât de importante cât este vaccinarea. Deci, este, repet din nou, este singura certitudine confirmată statistic până la momentul acesta, vaccinarea. Da, nu, perfect, mă uit și ca să fiu mai precis ca de obicei. Recordul negativ anunțat astăzi de prefectură, de instituția pe care noastră o coordonați, la vaccinare. 491 de Buzen, domnul prefect, la prima doză ieri. Da, eu le urmăresc la întrepături. Da, cred că aveți și televizorul deschis. Nu, nu, n-am televizor deschis. Nu, e în regulă, s-a rezolvat. Eu le urmăresc la începături și au fost 1466, mai mult decât ziua precedent. Domnul prefect, haideți să nu ne mințim. Adică ne mințim spunând asta. Da, sunt rapeluri între ele, așa este. Rapeluri de acum 3 săptămâni când a fost vârf de vaccinare. Deci rapelul e rapel, prima doză e prima doză. Rata de vaccinare o trebuie să o raportăm la ce situația, adică așa domne, este. Te-ai dus așa primul, este, e primul vaccin. Iar ieri avem recordul, repet, cred că nici în perioada aia soft așa nu se întâmplă așa. 491 de Buzeni care s-au vaccinat cu prima doză. Ieri. Noi am avut, că ați văzut, am asigurat centre. Am avut caravane, azi cred că la Chioj a fost caravană. Eu acum o oră am fost la Râmnicu Sărat ca să iau pulsul centrelor de vaccinare la parcarea unui supermarket acolo și pe strada Micșunelelor, unde mai au un centru de vaccinare. Oamenii la Râmnicu erau la coadă la vaccinare, în parcare, într-adevăr, dincolo la centru, era un aflux normal. Eu cred că dacă ar apare acea constrângere pe care o așteptăm cu toții, cred că își poate reveni vaccinarea. Din păcate, așa suntem noi în spațiul acesta, și binecuvântat uneori, dar și cu unele vulnerabilități în spațiul ăsta balcanic. Cred că funcționăm doar pe baza constrângerii și mai puțin pe baza argumentelor. Bine, vedeți dumneavoastră, de acord, dar nu putem să lăsăm deoparte discuția despre drepturi și libertăți. De acord, foarte de acord, pentru că la un moment dat libertatea unuia de a nu se vaccina afectează libertatea altuia, a mea de exemplu, pentru că libertatea lui de a nu se vaccina blochează spitalul la care o persoană vaccinată nu mai are acces, da? Pentru că toate secțiile spitalului la ora asta sunt blocate de COVID. Bun, de acord cu acest exemplu, dar vă dau un exemplu, dacă tot vorbim, asta zic că nu trebuie abandonată și discuția asta din pandemie cu drepturi și libertăți și limita până la care poți să te duci cu îngrădirea unor drepturi. Iar eu v-aș da un alt exemplu. Eu, să zicem, eu sunt vaccinat. Aștept să fac booster-ul, a treia doză. Că e un termen normal la care se face. Eu nu mă vaccinez și stau în casă. Ce drept încalc eu? Pentru cine? Ce încalc eu? Ce drept? Eu nu mă vaccinez, dar nici nu intru în comunitate, nici ca să-l iau. Sau dacă intru, mă feresc și fac multe lucruri. Pentru că, încă o dată, să ne înțelegem, dacă te vaccinezi, nu înseamnă că nu e COVID-ul. Asta este clar. Îl duci pe picioare. Ai șansa de a-l duce pe picioare. Corect. Bun. Asemănătorul unei gripe. Și, încă o dată, alegerea mea este să nu mă vaccinez și stau cât de cât în casă, mă feresc de aglomerații, Înțelegeți ce vreau să zic? Adică dau și eu un exemplu viața, pe partea asta. Eu nu prea cred în viața în globul de cristal. Ok, am înțeles. Bun. Dar, repet, realitatea este că în momentul de față la Buzău, județul nostru are rată de vaccinare în rândul populației eligibile de 35% în momentul de față. Ați raportat-o la populația peste 12 ani? Am zis populația eligibilă. Asta da, înseamnă. Peste 12 ani, da? Exact. Asta înseamnă. Sunt date oficiale precizate aici la campus de doamna doctor Carmen Scântei. 35%. Da, da. Am luat și noi de la statistică populația peste 12 ani, adică eligibilă, este în jur de 410.000 în tot județul. Exact. Din această paletă de populație, 35% este cu vaccin. Da. Dar
491 de buzoieni ieri și, repet, asta e cifră în scădere. În fiecare zi a scăzut. Și a ajuns la recordul negativ de ieri. Nu este vaccinare, domnul prefect. Ce facem? Se face nou guvern, până când vin alte restricții, dacă vor mai veni pe zona asta de obligativitate, că se pune problema, despre asta spuneți, despre obligativitatea vaccinării, altfel nu muncești, altfel nu știu ce nu mai faci și așa mai departe. Ce facem? Care sunt soluțiile până atunci? Care sunt soluțiile până atunci? Eu, după cum se vede în spațiul public, am făcut tot timpul apeluri de vaccinare. Azi am fost la Râmnicu Sărat ca să promovez vaccinarea. Tot ce fac este provaccinare. Am insistat să fie puse la dispoziție centre de vaccinare suplimentare ca să nu se mai existe motivul că stau în coadă sau mă infectez la coadă. Dacă aveți idei, eu discut orice ipoteză care ar putea ajuta la creșterea numărului de vaccinare. Bun, și mă mai uitam pe cifre aici la bilanțul cu vaccinarea la nivelul județului nostru și observ un lucru interesant. Deci total persoane vaccinate cu doza booster, atenție, 18.111, doza booster fiind a treia doză. Da. Sau în cazul AstraZeneca a doua. Cifra asta de 18.100 ne spune ceva. Faptul că din momentul în care a venit vaccinul, în prima perioadă a campaniei, noi startul l-am avut la fel de prost cum avem acum situația la vaccinare. Da, dar la momentul ăla n-a depins numai de oameni. Țineți minte că a fost în valuri cu priorități, cu persoane esențiale. Adică da, și asta e corect și pe de altă parte, în mod ciudat și paradoxal, domnul prefect, că tot timpul am spus asta. Cum se face că în acea perioadă, valul 1, valul 2, valul 3, nu era situația epidemiologică atât de gravă cum a fost acum? Da, cum este acum? Da, foarte grav acum, da. Și eu nu pot să înțeleg, adică, bun, spunem noi, uite, arătăm realitatea din spitale, veniți dumneavoastră cu cifrele astea, cu bilanțurile astea. Vin mărturiile din partea celor care au trecut. Cunoaștem persoane care au decedat și despre care nu ne imaginam că poate să se întâmple asta atât de devreme. Și cu toate astea, deci cu toate astea, noi nu ne vaccinăm. Încerc să înțeleg fenomenul acesta. Încerc de foarte mult timp, încerc. Atunci când a fost recordul ăla de vaccinare, deci aveam 3.000 și ceva pe zi. Da, da. Am zis, gata, ui, deci hai să vezi că vrea lumea să vaccineze. Gata, s-a dus. A fost spectrul constrângerii. Așadar, din ce argument ați prezentat, instrumentul care pare a funcționa în România este constrângerea. Ne vaccinăm din constrângere sau din convingere, domnul prefect? Nu. Cred că ce a fost din convingere s-a cam vaccinat. De acum încolo trebuie cu constrângere. O spun fără să mă feresc. Așa, bun. Și acum, uite, vine sezonul ăsta de viroze, de gripe. Vaccin antigripal, înțeleg că este la nivelul județului nostru. Este, sigur. Ne mai vaccinăm și antigripal, domnul prefect? Că poate eu m-am vaccinat. Îl contestăm și pe ăsta. Eu m-am vaccinat, mă vaccinam... Dacă și ăsta conține chipuri, domnul prefect. M-am vaccinat și anul acesta. Ăsta ce chip conține antiviralul ăsta, antigripal? Știți cum e asta cu chipurile? Dacă vrea cineva să ne bage chipuri, ne băga prin toate formele până acum, de nu știam noi de chipuri. Asta cu chipurile este, cum să spun eu, este o campanie semi-electorală, nu, chiar așa aia spune, o campanie semi-electorală. Da, sunt mulți oameni au devenit specialiști peste noapte cu ocazia pandemiei, domnul prefect. Și mă gândeam, chiar făceam o paralelă așa în minte când am văzut zilele trecute un documentar, nu știu dacă știți, cu cei doi soți care... n-au inventat vaccinul, ci doar l-au făcut să fie funcțional și să fie cu o rată de eficiență de peste 80%, Pfizer. Primul care a apărut pe piață, Pfizer BioNTech.
Și foarte pe scurt. Cercetarea care era pe direcție oncologică. La exact, pe ARN mesager. Da. Cei doi soți specialiști care dețin compania BioNTech și care au găsit în Pfizer, de fapt, un partener. Atenție, deci foarte important. BioNTech-ul este cel care a produs prin cei doi specialiști, soț și soție, medici, cu experiență îndelungată, da? în acest domeniu. Iar Pfizer-ul a avut capacitatea de a produce vaccinul în masă și îl produce în continuare. Mă rog, pe lângă alte companii. Da. Dar vorbim de primul, de start, da? De startul dat de acești doi medici. Și mă uitam așa la limbajul lor simplist, pentru că un medic s-ar putea să te bage în foarte multă ceață dacă vorbește în limbaj din ăsta super tehnic, punctat, da? Din zona asta medicinală. Oamenii aceștia vorbeau pe limba noastră, cum s-ar zice, și explicau atât de simplu mecanismul acestui vaccin, încât orice om de bună credință ar înțelege. Și îmi veneau în minte niște chestii din astea. Bă, el este mulatru, ziceam că sunt soți soție medici, el e mulatru, ea este așa mai din zona asta nordică, scandinavică, așa ca înfățișare. Și uite, bă, ăștia au băgat chipuri, bă, pe acolo. Mă gândeam la realitatea asta de zi cu zi și mă gândesc, bă, dar cum am ajuns noi să, practic, să ne batem șoc de oameni ăștia de știință, de oameni care își dedică o viață, se sacrifice, câștigă foarte mulți bani, să ne înțelegem. Dar oamenii sacrifică mult, adică sacrifică viața personală din toate punctele de vedere, că povestea celor doi este foarte interesantă. Că altfel nu puteau fi împreună, pentru că ei s-au găsit acolo, prin laboratoare, și se cunosc de atâția ani. Și chiar spuneau că de altfel nu aveau cum să aibă o relație, pentru că un cercetător de genul ăsta, în domeniul ăsta, n-are viață privată. Corect. Și vin specialiștii de pe Facebook, vin oamenii care aud sau văd tot pe nenorocitul ăsta de Facebook, în contextul ăsta, zic asta? Da, da, da. Că nu știu ce se întâmplă, că nu știu ce. Vă dați seama unde am ajuns. De asta spun, bă, poate învățăm ceva. Poate învățăm ca de acum încolo statul român să mizeze și să marșeze pe educație sanitară din aia, adevărată în școală, domnul prefect. Noi n-am fost pregătiți pentru astfel de grozăvii. Societatea românească a fost dezvelită în goliciunea ei sau în vulnerabilitățile ei de aceste situații limite care au apărut. Dacă ați adus vorba despre educația sanitară în școli, nu știu dacă am spus la dumneavoastră, ideea mea este ca testele de salivă, când vor veni, să fie procesate cu ajutorul scorilor sanitare. Da, la noi ați precizat asta, da. Da, da, da. Este o ideea, prinde deja contur. Așteptăm să vedem și propunerile care vor veni mâine dimineață prin ordinul de ministru, ca să vedem ce avem de făcut în continuare. Bine, dar testele când vor ajunge astea, testele astea? Da, dacă depindea de mine... Păi vedeți, nu e o întrebare, normal că nu aveți dumneavoastră responsabilitatea asta, dar e o întrebare care face parte din tabloul ăsta al faptului că noi, ca stat, ca oameni simpli, nu suntem pregătiți pentru... Încă nu suntem pregătiți. Culmea este că suntem aproape la 2 ani de la debutul pandemiei și noi încă lucrurile pe care le-am fi putut regla între timp, nu le-am reglat. Și scuzați-mă, sunteți de la PNL și am spus-o și alaltăieri. Eu nu înțeleg de ce durează atât de mult negocierile astea, domnul prefect. Adică eu întreb retoric. Când noi dacă... Băi, gata, mă. Ne-am scuipat, ne-am lins după aceea. Dacă asta e, am scuipat, lingem. Că mai pe românește, mai popular. Asta s-a întâmplat între PNL și PSD. Bun, acum, pentru binele cetățeanului, că asta am înțeles că va fi un guvern pentru binele cetățeanului. Bă, pentru binele cetățeanului, n-ați putea sta voi de dimineață până noaptea târziu așa? Noaptea cuțitelor lungi. Noaptea ca hoții erau odată, dar să zicem noaptea cuțitelor lungi. Și să pună odată, domne, să facă guvernul ăsta odată.
că gata, bun, ne-am împăcat, am divorțat cu Surle și Trâmbețe, cu executori judecătorești, ne-am dezlipit, pa iar ne pupăm. Vorbesc de USL și acum se apare USL 2, 3, 15, nu contează. Și întreb și eu așa, mă întreb ca cetățean simplu, și în numele celor care se uită în fiecare seară, mai apare domnul Ciolacu. Vrem să luăm mai mult de la bogați și mai puțin de la săraci. Bravo! Aplauze! Bă, dar când punem în aplicare asta? Mai apare domnul Câțu care spune că stai așa, că... Eu vă pot... Da, dumneavoastră stați în stand-by că nu știți cât, dacă veți mai fi prefect în continuare? Cât sunt aici, voi depune toate eforturile mele ca să fiu la înălțimea funcției de prefect. Și ca să răspund întrebării dumneavoastră, vă dau două exemple. Vă rog. Începând de ieri după amiază, facem eforturi foarte mari ca să pregătim documente pentru a aduce la Buzău ajutor pentru subvenție, pentru încălzirea de iarnă. Pentru ca primăria Buzău să poată fi ajutată în susținerea subvenției pe perioada iernii pentru încălzirea centralizată. Astăzi, când am fost la Zmeieni, am mers împreună cu domnul primar și tot respectul și toată admirația pentru ce au făcut acolo împreună cu managerul spitalului. Adică, ați văzut, și la investire am făcut un apel la un moment de responsabilitate. Ceea ce pot eu face, fac cu toată deschiderea și buna credință. Unde sunt oameni buni și valoroși și interes comunitar, n-am stat să mă uit de unde e, din stânga sau din dreapta. Nu, corect, dar eu voiam să pun în discuție și actualitatea, pentru că până la urmă contează foarte mult să fie stabilitate într-o perioadă de criză, ori noi nu avem stabilitate. Noi nu sperăm că o să o avem în curând, ce să zic. Păi care-i curândul ăsta, că speranța o avem de nu știu când? Încă o dată, eu întreb, omenește întreb, dom'le, practic, înțelegeți ce spun? Ce durează atât de mult să pună odată pe hârtie toate lucrurile alea, domn? Vă dați seama, noi la PNL Buzău că așteptăm de 2 ani să fie liniște și ne așezăm odată? Nu ne convine nici nouă, vă dați seama. Da. Nu neapărat că am dat-o în politică, dar de acolo vine decizia. Politica e în toate aspectele vieții. De acolo vine decizia. Așa e. Eu nu mă mai aștept la nimic, nici să vină mâine guvernul nou, nici poi mâine. Din punctul meu de vedere va fi... cam același. Nu, trebuie să fim optimiști. În un moment să fim optimiști. Musai. Eu n-am voie să fiu optimist. 1989-2020. Eu n-am stat bine. Eu cu matematica n-am stat niciodată bine. 89 până în 2020. Câți ani au trecut? Cam toate subiectele amândoi, dar eu nu am voie să nu fiu optimist. Bun. Eu, cum să zic, respect dreptul dumneavoastră de a fi optimist și... Și noi asta n-aveți cum să-mi contestat dreptul meu de a fi realist, pentru că, în realitate, noi suntem optimiști din 89 până azi. Depinde de unde o privești și România asta, că dacă o privești dinspre răsărit, arată bine. Doar dacă o privești dinspre Occident, arată rău. Da. Domnul prefect, pe final de intervenție, știu că nu mai puteți sta decât un minut. În loc de concluzie, vă rog. În loc de concluzie, mulțumesc încă o dată comunității buzoiene pentru gestul de solidaritate cu sistemul medical din Buzău. Încă o dată transmit tuturor că dacă am rezistat pe linia de plutire, se datorează medicilor, managerilor de spital, asistenților care și-au depășit orice limite umane și de sacrificiu pentru a face față și a salva cât mai multe vieți. Dacă consiliile de administrație vor considera că este momentul să ne reluăm viețile, atunci apelul meu este să o facem cu prudență și cu cât mai multă responsabilitate. Eu sunt aici, voi fi vigilent și voi depune toate eforturile mele ca lucrurile să fie cât mai în regulă. Vă mulțumesc, domnul prefect, pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc. Seara bună, la revedere. La revedere. Am avut un dialog în ultima parte a emisiunii cu șeful de la Casa Albă, prefectul Daniel Țiclea. Oameni buni, și mâine vom continua discuția. Și cu alte personaje, și cu alte persoane, și cu alți responsabili de la nivelul județului nostru. Încercăm poate mâine să avem chiar o decizie destul de clară pe care să o difuzăm cu privire la modul în care vor fi desfășurate cursurile de săptămâna viitoare, cel puțin în municipiul Buzău, acolo unde știți, aici unde știți foarte bine, nu s-a învățat în nicio unitate de învățământ.
Până mâine vă doresc numai bine, rămâneți pe Campus TV, Magdalenescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de Ale Buzdeanului și apropo de asta că tratăm și alte subiecte pentru că trebuie să încercăm să mulțumim toată lumea. Și dacă era vorba de realitate, realitatea este că în continuare, de exemplu, facturile de la energie electrică nu sunt lămurite cu absolut nimic. Ei bine, emisiunea colegii mele Magdalenescu încearcă prin invitatul său, Fănică Bârlă, fost viceprimar, să mai lămurească și anume câte ceva din toată nebunia asta cu facturile la energie și nu numai. Vor fi discutate și probleme din administrație. Eu vă doresc să aveți o seară excelentă și sănătate. Toate cele bune!